Drumul județean 607B între localitățile Cireșu și Marga va fi complet modernizat la jumătatea acestei săptămâni. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu, împreună cu Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, și vicepreședintele Ionică Negru, au fost pe șantier pentru a vedea cum decurge procesul de asfaltare în cadrul proiectului de modernizare a 5,2 km de drum județean, pe care Consiliul Județean Mehedinți îl implementează. Prima porțiune de asfalt în cadrul proiectului din localitatea Marga a fost turnată zilele trecute, iar în cele ce urmează se va continua asfaltarea către celălalt punct al obiectivului de investiții, localitatea Cireșu. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu a fost pe șantier pentru a vedea stadiul lucrărilor și totodată subliniind importanța, pe de o parte, pentru locuitorii din Marga, care nu credeau că vor avea asfalt la poartă, iar pe de altă parte pentru faptul că turiștii care vor veni la sărbătoarea peșterii Topolnița în această vară vor circula pe drumuri complet modernizate. Vorbim despre asfaltarea drumului județean în lungime de peste 5 km dintre Marga și comuna Cireșu. Este un drum destul de important care nu fusese asfaltat niciodată. Este drumul care asigură accesul către peștera Topolnița și sunt convins că în cursul acestui an cei care sunt doritori să viziteze această peșteră vor avea condiții decente de circulat, iar la vară, când se va organiza sărbătoarea peșterii Topolnița, din toate direcțiile se va ajunge pe drumuri foarte bine făcute de către Consiliul Județean Mehedinți. Era un drum pe care îl așteptau foarte mult locuitorii satului Marga, care aparține de comuna Godeanu, locuitori care pur și simplu nu credeau că într-o bună zi vor avea asfalt. Iată că în sfârșit li se realizează visul și într-un sat mic de munte trece un drum județean asfaltat. Acest tronson de drum facilitează accesul către unul dintre cele mai importante obiective turistice din Mehedinți, peștera Topolnița, dinspre zona de nord a județului. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a fost prezent pe șantier, dorind să sublinieze importanța acestui tronson de drum pentru dezvoltarea turismului în zonă, dar și pentru un trai mai bun al locuitorilor comunei. Drum necesar și foarte important pentru această zonă pentru a dezvolta turismul. Iată că, așa cum am obișnuit să lucrăm în acest județ, Consiliul Județean Mehedin și președintele Consiliului Județean Adin Georgescu obișnuiește prin fapte și nu prin vorbe. Iată că, așa cum știți, în fiecare săptămână mergem pe șantiere și putem observa cum acest județ se dezvoltă, mai ales prin calea de rulare a autovehiculor, fiindcă cel mai important, până la urmă, este să avem pe ce merge ca să putem dezvolta celelalte localități. Lucrarea completează celelalte investiții pe care Consiliul Județean Mehedinți le-a realizat pe parcursul anilor precedenți, pentru ca în frumosul nostru județ accesul la obiectivele turistice să se facă în cele mai bune condiții.